Vă salut, dragi prieteni, așa cum vă spuneam și la începutul emisiunii, iată-ne cu dragii mei invitați și, bineînțeles, cu gazda noastră, care îi mulțumim pentru faptul că ne-a primit în acest loc superb, așa cum ați văzut și din exterior. Chiar dacă e vară și cum nouă ne place de obicei să stăm pe terasă încinse, pe păduri, pe munți și așa mai departe, aceasta dar preferăm să stăm pentru că e un pic mai răcoare și mai bine și ne simțim și noi în largul nostru. Și așa cum observați deja, sigur numai mirosul ne simțiți, dar mâncarea este prezentă. Oricum o să ajungem și la acest moment. Vreau să-i mulțumesc încă o dată Cristine, care este managerul pensiunii Rustic din Baia Sprie, pensiune cunoscută de, mai ales de maramureșeni, dar nu numai, pentru că multă lume calcă pragul acestei pensiuni minunate. O să vedeți și de ce, pentru că o să avem un dialog cu Cristina. Și bineînțeles, n-aș vrea să fie cei din urmă pe care cărora le mulțumesc pentru că o să vă întrețină plăcut prin muzică și voie bună. Sunt soț-soție, familia Dan, dar să mergem altfel, o să o prezentăm pe Mihaela, așa cum o știți dumneavoastră, Iacob, care o cunoașteți pentru că este o voce minunată, o voce a Maramureșului, care trebuie în continuare să vă încânte, și soțul și evident echipa, care un pic mai târziu, dacă o să apară bine, dacă nu, o să ne bucurăm cu cei care sunt și muzica pe care cu care o să ne încânte Mihaela. Cristina, dragă, revin la tine pentru că așa ne-am propus să pornim cu dreptul în pensiunea aceasta minunată sau complexul turistic Rustic și să ne povestești cu ce încânti tu pe musafirii tăi când vin încoace la tine și bine, gata când vin, cu siguranță știu la ce vin, dar cu ce încânti, pe lângă un zâmbet cald și frumos și așa, cu partea cealaltă cu care îi atragi în complexul acesta minunat. Da, ne străduim într-adevăr și învățăm de la un sezon la altul să fim pe placul musafirilor noștri, adică să ne aleagă. Și îi așteptăm cu mare drag pe toți cei care doresc să petreacă zile minunate în Maramureș. Le stăm la dispoziție cu produse, cu preparate gătite în bucătăria noastră. Vestitul, cârnat, așa. Așa, slănina afumată, mușchiuleț de porc afumat cu fum făcut fum de în... foc de lemne, da, așa... la foc de lemne, da, în casă de lemn, în podul casă. Arată de lemn. Spectaculos și observ și cotletul, observ și cârnațul, ți-am luat înainte așa. Da, da, într-adevăr sunt mult apreciate de acești musafiri care ne trec pragul și bineînțeles cu un vin făcut de noi, cu o pălincă la Horincie, da. La doi pași. La doi pași, da. Murături puse de toamnă, tot așa, în butoaie. Dar ce mă bucur că mai aveți și pe vară, pentru că e fascinant că mulți își doresc murături, da. Mai ales la preparatele da, astea da, care da. Se deci combine. Nu toată lumea alege o salată de sezon proaspătă. Multă lume, să știți, mai ales turiștii care vin din partea sudului, acolo mereu trebuie să fim pregătiți cu corect aceste murături și pe sezon de vară, nu doar pe și cum de e și vorba aia, gazda bună dimineață, le mai dă și câte o carafă de zamă de pe murătură, da. De varză, da. Să fie treaba, să fie treabă. Nu v-ați cum faptul că am gustat și într-adevăr, nu ca să laud. Eu sunt destul de pretențios în ale culinarelor și este exact cum îmi place cel puțin pe gustul meu și slănina și așa mai ciupit-o ceva de pe aici până am reușit să pregătim cadrul. Chiar sunt minunate. Da, și așteptăm să se convingă toată lumea cine vede. Exact, așteptăm cu mare drag exact să ne calce pragul și să vadă la fața locului. Spune-ne capacitatea de cazare, cam câte camere ar fi sau câte locuri de cazare neapărat. Da. Ca locuri de cazare avem aproximativ la 100-120 de locuri de cazare. Deci puteți veni cu gașcă, fraților, că e loc. Da, da, așteptăm cu mare drag. Și de ce alte facilități pot beneficia turiștii care vin la tine aici, la Rustic? Da, pe sezon de vară avem piscine încălzite, în aer liber, jacuzzi, piscină pentru copil, iar pentru sezonul puțin mai rece avem niște ciubere cu apă sărată. Asta este adevărat, da. Cu un focar propriu, o saună tip ciubăr, care sunt la dispoziția turiștilor care doresc. Intrați în butoaie și la propriu și la figurat. Da, așa. Și fiecare butoiaș cu rolul lui, da, am înțeles că aveți apă sărată care-i purba slatină, că există aici în zonă și mă bucur că o folosiți pentru că la urmă e un tratament chiar binevenit pentru cei care vin aici. Zic că, doamne, am făcut o baie, am mâncat ce bine a fost, dar un pic de poveste în ciubăr, vă spun că e fascinantă. Da, 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 cu o carafă de da, exact.
lângă cu carafa, temperatura pe ei perfectă. Din păcate ar fi mai multe carafe de băut, dar nu prea voi să stai prea mult în apa aceea cu sare, că nu, vorba aceea, toată lumea știe că excesele nu duc niciodată la bine. Am văzut, acum îți cam iau, îți fur eu, cum am făcut așa un tur înainte de a intra în discuția noastră, am văzut că aveți și o păstrăvărie frumoasă. Da. Și înseamnă că dacă zic pește, zic și preparate cu pește. Da, sigur, cu siguranță avem păstrăvul. Așa. Da, din păstră facem preparatele. Cam ce preparate, da, pe lângă clasicul păstră prăjit? Dacă da, păstră prăjit, avem un preparat în listă de meniu, un păstrăv cost, un sos de șampanie la cuptor. Deci și șampanie aveți, fraților, nu numai. Da, deci, da. Dar nu v-ați cu faptul că l-am văzut și arată demențial. Nu o să-l vedeți acum, pentru că acum vrem să ne raportăm mai mult la elementele tradiționale și păstrăvul tradițional, da, pentru că tot aici și făcut cu bucătari de seamă. Cu siguranță o să veniți să mâncați și a doua și a treia oară. Condițiile sunt superbe, o să veniți și o să vedeți. Haideți să ne repede, de ce să vină aici și să nu merg în altă parte? Din punctul meu de vedere, vi răspund un pic la întrebare, aveți foarte multe obiective care pot să le vadă, deci nu numai de a sta și de a petrece la voi, și ar putea în fiecare zi să iasă să viziteze câte ceva. Pot să ne numeri din ele, da, câteva, sigur, interesante? Aici la noi, în apropiere, avem, care bineînțeles, cunoscut în toată lumea, Lacul Albastru. Sulfat de cupru, așa. Da. Avem Casa Olarului pe domnul Daniel Leșe, da, care este un deosebit. Este un om, și un om de suflet și unde pune mâna, dă viață blidelor, este cum adevărat, se zice. Așa. Este adevărat. Avem o fabrică de ciocolată în apropiere, unde atunci, în momentul când organizez tabere școlare din țară, mereu recomand să treacă pragul și acele fabrici de ciocolată. Incredibil, de asta nici n-am știut. Da. Pentru mine o noutate. Nu o să o vedeți de data asta în emisiune, că mă duc mai întâi să o gusti. Da, mai, mă scuzați, mai avem o brutărie, o fabrică de pâine. Deci care înseamnă că avem și pâine proaspătă. Da, pâine proaspătă. Iar o plimbare de seară mereu recomand turiștilor noștri la un izvor, la 200-300 de metri în apropierea pensiunii. O plimbărică mică de seară, o apă rece din izvor. Minunat. Face. Deci astea sunt excursiile foarte scurte locale, pe care le puteți, da, avea locale aici, însă dacă doriți să vedeți mai mult, Maramureșul e deschis și vă poate prezenta multe, da, cele. Acum vorbeam de Daniel Leș, există sculptori care fac porțile maramureșene, ați văzut poarta de intrare în pensiune, cât este de frumoasă și cât este de cu atenție lucrată și pe tradiția maramureșană. Aveți multe, multe alte lucruri, vâltorile vechi care mai există încă câteva, unele sunt conservate, unele chiar se folosesc pentru spălatul cergilor, spălatul lânei sau așa, lucruri care sunt fascinante și de asta să veniți aici, poate odată, dacă este o horincie aproape, duce, da, să vadă cu cum se face horinca sau pălinca, de pin, sau țuica, de cum vreți să spune, de amaramură și spune horincă. Și atunci, dragilor, aveți și alte obiective foarte frumoase la care, pentru care merită să veniți în zonă și de ce nu să vă bucurați de o baie bună, de un tratament bun și de un meniu extraordinar de consistent și tradițional. În primul rând tradițional, așa. Bun, oricum, îți convins că o să mai avem multe discutat. Eu o să am o surpriză pentru voi la un moment dat. O să încerc să vă fac o salată la un moment dat, o să vedeți și dumneavoastră, dragi telespectatori, pe care voi profila ceva mai de vară, dar cu ciuperci, pentru că ciupercile sunt pasiunea mea. Știu că am văzut că aveți și în meniu anumite preparate cu ciuperci, asta mă bucură. Zona este foarte încărcată în diversitate de ciuperci, în parte de funghi. O să vă prezint două specii astăzi interesante, sper să vă placă. Nu știu, în meniu probabil vor fi tradiționale, sau există tradiționale hribe, sau boletul sedului, boletul zregius, în fine, ce găsește, se găsesc aici în zonă, gălbiorul, cantarelus cibarius și alte specii pe care le mai agreați și vă plac să fie prezentate în meniu. Ca să îți mulțumesc tare mult pentru scuzare, dar oricum o să te rog să mai intervii, pentru că acum o să discutăm cu un reprezentant care e foarte emoționată, sărăcuță, dar nu-i bai că o să-și dea drumul și o să-i treacă. Așa, este vorba de Adriana. Bine am zis? Da, mă uit pe tricou că nu mai vă pun acolo, așa.
care o să ne prezinte puțin istoric cum și de ce, pentru că noi folosim destul de des aceste preparate și sunt interesante. Și dacă vă gândiți, povestea pleacă de la un bulion, adică pastă de tomată, de la un muștar, de la un sos sezar, de la un sos miere de albine și iaurt. Am văzut că aveți și culeuri, am văzut că aveți și hrean și ardei iute și multe, multe cele în tot felul de forme care merg foarte bine în preparate, mai ales atunci când vă grăbiți și când aveți de acasă făcute. Puteți să vi le recomand cu căldură să le folosiți. O să te rog, Adrian, să ne spui două vorbe despre această instituție culinară, să spunem așa, care ne oferă aceste produse. Mă bucur că s-a întâmplat să trebuiască să vorbesc despre Univer acum, pentru că în anul acesta am primit 70 de ani de activitate în Ungaria, iar în România și-a început activitatea în anul 1992. Până în 2009, chiar aici la Baia Mare, am produs ketchup, muștar, maioneză și hrean, iar din acel an fabricația s-a mutat în Ungaria, unde în prezent avem trei fabrici, una de sosuri, muștar, maioneză, ketchup, una de produse pe bază de ardei, cunoscutul Erășpiștă, Edeșana, iar cea mai nouă fabrică deschisă anul trecut este cea de pastă de tomate. Ce aș mai vrea să subliniez este că de-a lungul anilor, la fel cum sloganul nostru, noi am ales calitatea, s-a menținut și în produse, deoarece ingredientele sunt produse pe plantațiile maghiare cu materie primă dată de către de noi. Se dau semințele, iar producătorii locali cresc culturile. Și din motivul acesta produsele își păstrează calitatea constant. Din 2015 avem două produse foreuri, e vorba de ketchup și muștar. Ketchupul este făcut din pastă de tomate, roșii produse în Ungaria. De altfel, toată materia primă este din Ungaria, nu avem din China sau Egipt. Sau România. Glumesc, da, corect, așa. În România, echipa comercială se dezvoltă frumos de la an la an. Avem două depozite logistice, unul în județul Cluj, la Vâlcele, și unul lângă București, la Ștefăneștii de Jos. Lucrăm atât cu distribuția tradițională, cât și cu lanțurile internaționale, ICA. Ce aș mai putea spune? Acum vă întreb, vă plac produsele astea? Poate că o întrebare așa, le folosiți? Da, și produsul meu preferat este ketchup-ul. Dulce? Nu, ketchup-ul este, și de ce este preferat? Pentru că nu are euri. Așa, dacă asta am și văzut, că aveți câteva preparate care într-adevăr sunt, care nu necesită acești... Bine, sunt și ori bune, lumea asta trebuie să înțeleagă, dar sunt eurile acelea rele pe care le știți, care nu sunt binevenite într-un preparat, mai ales care are garantele de garanție mai scăzut. Da, deci am zis ketchup, iute așa. Subliniez este că inclusiv uleiul și oțetul îl producem noi pentru produsele noastre și punem foarte mare accent pe calitate și să îmbunătățim cu orice ocazie acest lucru, nu să... Am înțeles. Oricum, partea asta tehnică o să discut cu un coleg de toți pe partea de uleiuri, că sunt interesat să vedem cam ce înseamnă acele uleiuri, presate la rece sau nu, ce înseamnă oțeturile, din ce plante sunt făcute acele oțeturi sau din vin sau așa, asta o să aflăm ulterior.